frigoră, că... Ce chestie, deci acolo dacă calci, te duci jos. Un metru. Și aici trăgeau carași ieri. Păi, dar crăpăturile astea. Da, astea sunt făcute azi noapte. Da. A fost frig și azi noapte. Pârie, da. Uite am fost doi. Am aparat la frigăr aici. Da. O să vină dacă îi trebuie cu fluta. Uite aici. Asta e gaură și asta e. Dar ce alunecă, ce lucioasă e. Deci poți să patinezi fără probleme acum. E perfectă gheața, e lucioasă și alunecă din urmă. Nu, să vedem cum o fi. Ce mișto lui. Stai. Se vede, mișcă băieții și la plută. Chiar mă și gândeam când am avut câteva trăsături false, adică false, ciupituri, așa. Mi-am dat seama că sunt ciupituri de caras la feeder. Era păcat să nu bag și o plută. Ce vreau să fac acum, ce o să fac acum de fapt este să arunc niște nadă. Problema e că dacă îmi intră un crap, îmi rupe firul, cred că. Deci arunc doar un pic de nadă. Eu și pun acolo.
iau ca lumea. Asta e o problemă, cum am zis, că nu am adâncimea foarte, foarte mare. Cavara, mai fain cavara. Deci trag cara și mai fain cavara. Super. Super. Deci cine nu stă acasă este răsplătit. Cine suferă un pic de frig, sunt vreo minus 6 grade, dar n-ai cum să nu, să nu-ți placă. Un caras. Super. Superb, superb. Vreme super, activitate super. La plută, frate. Ce mai vrei? Opa, ce frumos a ridicat-o! Da, da, eu sunt și din ăștia mai mici. Super! Distracție la malea. Nu-mi vine să cred. Sortezi carașii! Sortezi băieții din somn! Și ne fac nouă zilele frumoase! Okay.
în caras chiar fain. Opa! Aici! Opa! Într-un caras frumos, iar au venit în zona caras. O purie chiar lângă cop. Da, deci la plută, dacă nu o miști, nu umblă la ea. Stai, mă. Uhuhu, ce frumos a ținut. Ce delis. Ce frumos! Deci caras după caras. Opa! Da, eu ui!
Ai, ai, ai. Superb. No, deci relaxare. Relaxare totală cu băieții ăștia. Le dau drumul și în același scop. Îi provoc să nu mai tragă, dar ei tot trag. Deci e de vis, de vis, nici vara. Vă zic sincer, nu cred că n-am prins atâția carași la plută, mă refer.